Aparatul care îți spune în timp record dacă ai sau nu cancer a fost adus în România. O asociație din Ploiești a cumpărat cu 60.000 de euro primul dispozitiv care depistează modificările genetice înainte să se transforme în tumori. Aparatul poate găsi 3 tipuri de cancer: pulmonar, colorectal și de piele. Mai mult, pacienții scapă de chinul biopsiei, deoarece proba se recoltează din sânge. Totul se întâmplă aici, există un sertăraș care se desface o singură dată, se introduce proba și de aici începe pregătirea probei, extragerea ADN-ului, amplificarea, detecția ulterioară. Nu mai avem nevoie de nimic altceva. Spre deosebire de metoda clasică, unde se așteaptă 15 zile, 12 zile pentru un rezultat, acest aparat îți dă rezultatul în 2 ore și jumătate. Aparatul minune se numește IDILA și este produs în Belgia. Oricine poate beneficia de serviciile lui la sediul Asociației Bolnavilor de Cancer din Ploiești, cu o trimitere de la medicul de familie. Însă, analiza nu este decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate și costă între 600 și 1000 de lei.